Ce dimineață! Bună dimineața, oameni buni! Ia uitați-i pe Aris. Aris, ce faci, maică? Mănâncă! Poftă mare! Nu știu. Aris se pregătește pentru... pângie. Bun. Aris se pregătește pentru surf, așa că fugim repede ca să nu întârziem. Antrenorului nu-i place deloc să întârziem la surf. Oi? Și pe bună dreptate. Să mergem. Nord. Nordesti. Lavinia îi face tema Anei. Ana? Germinação. Ana? Da. Ce părere ai de faptul că mama ta îți face tema? Nu m-a făcut-o ea, mă, săracă, dar sunt prea multe pagini. Nu știu. Uite, îți plac temele pentru acasă? Nu foarte mult. Și de ce le faci totuși? Să câștigi punctele. Deci fata mea vrea să câștige puncte, nu e? Deci așa te-au stimulat cei de la școală să faci temele acasă, cu un concurs, cu ce? Da? Da. Și ok. Și tu acum ai pus-o pe maică ta ca să câștigi mai multe puncte, nu? Da. Am înțeles. Da. Să vede dacă sunt greșit. Nu e interesată neapărat de subiect. Nu e interesată neapărat de subiect, ideea e să câștigăm puncte. Am înțeles. Foarte... ce să zic? Nu ce să zic. Zic, hai să mergem, că întârziem. Nu? Mai puțin. Sunt 7 pagini. Am înțeles. Bun. Păi vă las atunci și îmi dau cafea în liniște, nu? Da. Ok. Ce? Ce ai uitat? Nu mă întreba, nu! Ce nu, ai? Nu. Ce ai? Ce ai? Okay, este cea mai relaxată, micuță. Am impresia că pisicile sunt mult mai relaxate decât câinii. Așa, ca felul lor de a fi. Și din această cauză îmi plac foarte mult, pentru că inițial nu-mi plăceau foarte mult pisicile, dar descoperindu-le, le iubesc. Am ajuns să le iubesc. Noi mergem în Ilieus și vom face un live din centru. Vom merge și la un restaurant să mâncăm împreună, pentru că mi-a făcut poftă să fac acest lucru și inspirat de către Marian Borcea. De ce am uitat camera ca să te vezi? Am uitat și nu mai pot să întorc acum. Înțelegi? Hoi, bun ziua! Hai să mergem. Ba. De ce râdeți? I-am zis, Carla, te iubesc. Și e foarte ciudat pentru copii, no, în general. Ce? Da, chiar așa, Carla, poți să-mi explici de ce... Adică, ce te deranjează la faptul că noi... Ne exprimăm verbal dragostea. Da, și că îți spunem te iubim și că ne iubim și că folosim așa. Nu e nicio problemă, dar când îmi zic oamenii asta, îmi provoacă anxietate. De ce? Nu știi? Ne zice că e miere pe pereți, că e prea mult, că e prea dulce, prea multă da. Iubire, așa, exprimată. Da. Cald. Dai. E foarte cald. A, deci nu te-ai înroșit tu din cauza întrebării, te-ai înroșit pentru că e cald. Da? Sunt roșie? Nu sunt roșie, mă minți. Carla, te iubesc. Și eu. Da. Hai, te ajut? Da. Gata, mă filmezi? Da. Gabriel? Și acum? Da. Și acum? Gabriel? Gabriel?
Gabriel, te iubesc. Și eu te iubesc. Amulo. Ție nu-ți provoacă anxietatea când nu-ți spun că te iubesc? Nu. Nu. Îmi provoacă anxietate când nu-mi spui. Anxietate. Anxietate. Eu sunt axios. Când nu spui. Axios. Gata. Hai să-mi dau scaunul ăsta mai jos. Pe cai? Că trebuie să-i fac ceva. Nu, că-mi place. Îmi place așa ridicat. Poți să-i dai așa mai puțin. Avem gemuleți. Avem gemuleți. Unde nu aveam gemuleți, avem. Prima baie. N-avem timp să ne oprim acum. Ne vom opri la întoarcere. Proiectul nostru capătă mai mult contur, frate. Culoare. Culoare. Suntem super happy pentru că deja suntem în discuții cu 3 familii, frate, vă vine să credeți. Vă mulțumim foarte mult pentru mesaje și ținem aproape. Da. Da. Deci chiar am avut dreptate. Nu am, nu am, nici măcar n-am reinventat roata. Noi chiar nu am făcut decât să fie disponibilă chestia asta. Pur și simplu prin această idee la un nivel micro, cum noi ne-am împărțit această casă, se pare că a fost o idee foarte bună. Vă mulțumim, vă mai așteptăm și pe alții, dați fără în țară. Să mergem. Ce frumoasă e. Ne întoarcem, ne întoarcem. Ne întoarcem și mă urc pe ziduri, mă uit până, mă urc să văd dacă pot să văd marea, mă uit până, deci sunt mor de curiozitate. De exact, dar vreau să văd dacă pot să văd marea de la etaj. Oceanul, da, oceanul. Te bucuri, mă, pisic? Da, foarte mult. Doamne, ce seacă ești! Drăguța lui tati. Te iubește, tati? Hai să mergem să luăm și pe aia la altă. Și pe cine am luat? Pe cine am luat aici? Am luat-o pe Ana și ne îndrept. Am pescuit-o. Am pescuit-o. Ce spirituală este Ana. Da, am pescuit-o. Ia zi, Ana, cum a fost cu tema? A fost bine. Am dat note cea mai bună și la ea cu Olivia am adus materie. Adică celelalte nu au făcut tema. Nu. Și e bucuroasă că și ea a fost singura care a făcut tema și pentru chestia asta. Ce ai câștigat? 70 de puncte și am avut și mai multe puncte la scrisul. Înțeles, da. Deci are 70 și câte ai acum în total? 71, cred. Și 1. Păi de-abia ați început purtarea. Auzi? De-abia ați început purtarea. Ce? De-abia ați început să strângeți puncte? Tu de ce ai dat 70? Dacă doar asta ai luat 70. Am înțeles. Nu, ai zis în total și înainte aveam un punct. Deci 71, 71. Da. Am înțeles. Ana, și cum a afectat relația ta cu colegele tale? Nu, suntem bine. Sunteți bine, nu v-a supărat, nu? Nu. Da, nu, zici că era un pic geloasă la ei, când a văzut a început să fie rele cu mine. Deci am putea spune că modul acesta de, cum se zice? Tip zicea, a, tu ai scris mai puțin, nu știu ce. Adică consider că încep să iasă discuții în momentul în care există un sistem de notare și voi începe să vă întreceți între voi? N-am înțeles. Când începe să vă întreceți între voi, ce? Pentru puncte, da. Consider că îți afectează relația, relația voastră de prietenie? Nu. Nu? Da. Păi și mai devreme de ce ziceai? Că erau cam geloase și erau mai răutăcioase cu tine. Asta, la asta mă refer. Da. Erau sau nu erau? Erau puțin. Puțin? Da, zicea că nu era corect și că am scris mai puțin și nu știu ce. Eu am scris mai mult decât ea. Am înțeles.
Dar dacă tu nu ți-ai fi făcut tema și ea ar fi câștigat 100 de puncte, tu cum te-ai fi simțit? Un pic tristă. Un pic tristă, nu? Da, pentru că Olivia tot timpul câștigă și în core. Nu, adică pentru că profesoarea, da, îi place mai mult de Olivia și zici că o face de propozit. Nu știu cum de ce rămâne. Că ea tot timpul câștigă. Eu am făcut foarte multe desene foarte frumoase și ea zici că a desenat un copil de 3 ani și a pus mai multe puncte la ea. Tot timpul a câștigat-o. Înțeles. Adică ești însă că nu ești apreciată nici măcar la desen, unde tu consideri că you nail it. Nu? Am înțeles. Ce înseamnă? Nu știu. Da, mi-a venit să spun. Ok. Am tras pe dreapta pentru a urmări cum vine furtuna. Vine o furtună mare de acolo. Și aici este soare. Este foarte frumos. Niște culori superbe. Dar sunt de geam. Ah, da, trebuie să deschid geamul, da. Așa. Orașul Ilieus. Da. Să vedem dacă ne va afecta live-ul. Deja a început, gata. A început. Suntem în live. Suntem în live și suntem la o mică piațetă foarte mișto, dar aici nu sunt locuri de parcare. Ne uitam și am fugit și eu repede să filmez. Am venit să filmez și eu. Dacă era soare, era frumos. Dacă era soare, era frumos. Dacă era soare, era frumos. Da, eu îmi filmez vlogul de mâine. Mă fug repede la mașină. Haideți, că mai avem multe. Gata? De văzut. Păi da. Gata? Păi da. Că nu avem baterie, nu avem. Salut, frumos. Salut, Dorin, de unde șapte la Repede. Da, obrigado. Continuăm vlogul și continuăm live-ul. Nu știu ce o să fie, stai să mă gândesc cum o să privească oare cei care au urmărit live-ul, cum o să mai privească și acest vlog, pentru că va fi de fapt un fel de montaj din live, altceva. Să vedem ce este. Exact asta e experiența pe care vreau să trăiesc. De ce voi face un vlog dacă fac o zi întreagă un live?